ziua, stimați elevi, mă numesc Lucia Bivo și în clipele ce urmează vă îndemn să rămâneți alături ca să parcurgem un nou subiect la dezvoltare personală. Am considerat întotdeauna cartea ca pe o mică avere. Într-o carte găsești informație, dar și imaginație. Prin intermediul cărții poți deveni mai înțelept, mai bogat, mai umblat sau mai sigur pe tine. Prețuiesc atât cartea care îmi călăuzește pașii în profesie, cât și cea care mă poartă pe dărâmuri umblate doar de pașii creatorului său. Prin intermediul cărților mă plimb, visez, sper și învăț. M-am regăsit săptămâna aceasta într-un loc unde nu mai fusesem niciodată și totuși unde m-am simțit de parcă aș fi revenit într-un spațiu foarte cunoscut, care m-a primit cu brațele deschise. Elevi, cu siguranță v-ați dat seama, discuția noastră astăzi rămâne axată pe izvorul necesar de inspirație, cartea. Din carte, copii, desprindem tainele lucrurilor. Le învățăm, știm ce înseamnă și la ce folosesc ele și facem conexiuni cu realitatea imediată. Pentru început, voi da citire unei povești și să găsim printre rânduri care este fructul cel mai valoros. Deci fiți atenți! A fost odată un tată care avea 3 feciori. Într-o zi îi chemă la el și le spuse: am să vă dau la fiecare câte o pungă de galbeni. Mergeți în lume și căutați fructul cel mai valoros. Care dintre voi mi-l va aduce, am să-i dăruiesc jumătate din averea mea. Feciorii luară pungile cu galbeni și porniră fiecare în 3 părți ale lumii, în căutarea fructului celui mai de preț. După 3 ani, se întoarseră cu toții la tatăl lor. Ei, zise acesta, întorcându-se către feciorul cel mai mare, ce mi-a adus? Băiatul îi răspunse: fructul cel mai valoros, tată, este acela care este cel mai dulce. Eu ți-am cumpărat un ciorchine de strugure. Dintre toate fructele pământului nostru, acesta este cel mai dulce. Bine ai făcut, spuse tatăl, mi-ai adus un fruct tare bun. Dar tu ce mi-ai adus? Și se întoarse către fiul cel mijlociu. Tată, eu m-am gândit că fructul cel mai valoros este acela care se găsește cel mai rar. De aceea m-am dus în țările sudice și ți-am cumpărat fructe rare. Ce nu cresc pe la noi? Uite, nuci de cocos, curmale, portocale, banane, din fiecare câte puțin, ca să ai de unde să alegi. Poftim, ia ce-ți place. Bine ai făcut, fiul meu, mi-a adus fructe minunate. Am să-mi aleg una din ele, zise bătrânul. Apoi se întoarse către feciorul cel mic. Dar tu, fiule, ce mi-ai adus? De ce te-ai întors cu mâinile goale? Este adevărat, tată, că m-am întors cu mâinile goale, însă banii pe care mi-ai dat nu i-am risipit pe fructe scumpe, ci m-am înscris la o școală. 3 ani de zile am tot învățat. Fructele pe care le-am cules nu se văd, pentru că ele se află în inima și mintea mea. Socot, tată, că acestea sunt cele mai valoroase fructe. Auzind aceste cuvinte, tatăl se bucură și zise: tu mi-ai adus fructele cele mai scumpe, fiul meu. Tu meriți răsplata făgăduită, pentru că nu există fruct mai valoros ca învățătura. Acum o să vă propun câteva exerciții. Așadar, fructul cel mai valoros, descoperiți în baza imaginilor propozițiile în text. Din care livadă a cules fiul cel mai mic? Ce surse credeți că a folosit? Desprindeți învățăturile din text și numiți comorile aduse de cei 3 frați. Primul frate a adus, care a fost comoara celui de-al doilea frate, șinezinul,
Și acum, elevi, de ce cunoștințele sunt cele mai valoroase fructe? Enumerați 5 surse la care apelați atunci când aveți nevoie de cunoștințe. Elevi, calitatea vieții prin învățare e garantată. Dacă parafrazăm povestea de la începutul lecției, ne dăm bine seama că orice moștenire nu ai avea de la părinți, tu ești cel care decizi să faci ce să faci cu această moștenire. Te bucuri de ea și o consumi? Sau te bucuri de ea și faci investiții? Prima investiție este în educația ta. Părinții îți asigură viața acum, dar când vei deveni adult, tu îți vei asigura calitatea vieții. Viața elevii fiecărui om este un film în care fiecare dintre noi își are propriul scenariu, pe care, desigur, trebuie să-l jucăm până la sfârșit. Dar acest scenariu depinde și de ce dobândești tu pe parcursul anilor de școală. Învățătura anilor de școală asigură o conexiune trainică între carte și munca calificată. Astfel poți deveni orice dorești tu, doar dacă vei învăța o meserie sau o profesie. Cel care are o pregătire profesională are și posibilitatea de a alege să activeze în domeniul ales sau nu. Cel care nu are o astfel de pregătire nu are ce alege. Trăim într-o societate a meritocrației, de aceea ești ceea ce meriți pentru ce depui tu singur efort. Spuneți acum proverbe zicători cu următoarele inițiale. Învață de mititel că îți va fi mai ușurel. Nu învățați pentru școală, dar pentru viață. Vorbește puțin și ascultă mult. Ajutați pe alții și alții vă vor ajuta pe voi. Toți copacii înfrunzesc, dar mulți rodesc. Adevărul învinge orice. Tăcerea e cambierea. Un om deștept face cât doi de rând. Iar rădăcinile învățăturii sunt amare, dar fructele sunt dulci. Și dacă ai carte, ai parte. Și acum te chem la reflecție. Ai carte, ai parte nu este un proverb expirat. Acțiunea deveniți parte din carte, răspundeți sincer pentru a descoperi consecințele. Când îmi pregătesc temele, mă simt. O notă bună întotdeauna, ceea ce învățăm la școală, când nu-mi pregătesc temele, mă simt și ceea ce nu învățăm la școală, continuă gândul. Învățători și învățături. Desenează acum 3 ființe, lucruri, de la care ai învățat ceva. Scrie ce anume ai învățat tu. Elevi, trebuie să fim atenți ce facem cu timpul care ne-a fost dat. Valorile pentru care se merită să depui efort, să le înveți și să le aplici în viață. Deveniți parte din carte și demonstrați că cine are carte, are parte. Vă mulțumesc pentru atenție!